o idee. Gata, investesc în fosta mea soție. Dacă Dacia nu investește, investesc eu. Fată, te-ai uitat la Daciana Sârbu? Sau poate o cheamă Daciana Ponta. Ai zis ce frumos e? Vrei să arăți pe ea? E, asta e natural, așa. Îți dau vreo... A, nu, că eu îmi fac firma. A, că gagiul tău văd că vrea să foadă urâtă, că tu arăți urâtă. Face niște operații estetice, fata. Că avem un doctor estetician foarte bun. Îți iei și tu concediu. Că o satura ta la față se nevoie. Numai că ai râtanul mai mare, se umblă, pac, stai din zgârșul ăsta, pac, pac, lipește pilii, umblă puțin la astea, pac, ochii ai mari, frumoși, ți ridică puțin așa, ți-i faci mai mic calat, îți taie puțină pielea așa și hâp, și îți bagi și tu în buze, că ai buzele alea subțiri, așa, ceva, lucrătură originală. Umblăm subdermal ca să ceva, știu, să pară pielea mai de bebeluș și să vezi ce succes ai, la chiar la susul tău. Dar ăla de ce nu s-a venit? E turciop ca și tine. Trebuie să am o nevastă mai urâțică. Aș lua și una urâțică deșteaptă. O întrebă pe zi, fată, nu vrei să-ți faci o operație estetică? Să arăști nu știu? A, ține, tata, da, nu mai pe... Nu? În primul rând e pentru tine. Nu dau ca șcava. Te simți mai bine. Te simți mai independentă. Ai succes la gagii. Oia nici nu știe că ți-ai făcut operație estetică. Îți păstrezi trăsăturile tale. De ce, păi, ai și tu pula mea poză. Ăștia pot să-ți păstrezi trăsăturile, mai că te redefinește complet. Și vechile cunoștințe te recunosc la urmă. Și păi, păi cum, ce ai făcut? Tu doar zici, bă, am umblat puțin la retan, că la aia se observă, că pula mea la de 3 cm și e trompă de elefant. Acum 2 ani spus să împore la Dumbo. Atât. Și păi zice, ai buzile cărnoase. Păi îmi dau cu alișii chinezească pe ele. Păi acum cu alișii, da, se irită și nu se umflă. De face că, cât aventuză de aia, la Biovra. Face, a, și cu cine te fuți? Cu comisarul Catano. Cine? Domnul Iubire. Și cine ți-a dat bani așa ceva? Și îți bagi pula mea și Silicon Valley pe incest. Să faci tâță. După aia poți să-ți bagi și la buculițe. Să faci un bombeu de ăla. Păi de ce? Eu vreau să te scot în oraș și ieșim cu fața, poate de un an, doi, trei, trei. Trece dragi. Și vreau pula mea, mai ales că sunt persoană publică, indubitabilă acum. Să zică, băi, cine e asta? Zice, cineva cine mă cunoaște? Păi fosta soția lui nebunul porc. Mamă, ce bună e, ce i-aș băga pula în pistă. Dar așa dacă vin cu tine? Ce dracu o să zic eu? Uite, a venit cu epava de la Costinești. Bă, ca electrician mergea să merg cu epava după. Dar acum sunt și eu poet. Merg cu curbe. Trebuie să arăt cu curbe frumoasă. Așa vrem noi femeile, frumoase, deștepte și de vreme acasă.